Pentru a modifica un element 3D din biblioteca Lumion sau din partea de import, el va avea aceleași funcții de modificare, scalare și dimensionare, cât și poziționare. În cazul de față, putem să intrăm în biblioteca noastră pe care am creat-o sau să importăm modelul pe care vi l-am prezentat anterior. De asemenea, îl poziționăm și îl modificăm cu ajutorul cursorului stânga de pe mouse. Sunt patru funcții la partea de mutare: mutare pe orizontală, mutare pe înălțime, mutare pe înălțimea aleasă, fără a-și modifica înălțimea sau poziția, și mutare în funcție de coordonatele X, Y, Z, pe care le putem adăuga manual. În partea de rotire se poate modifica pe trei paliere, primul fiind cel orizontal, iar celelalte două fi modificate pe celelalte laturi, stânga, dreapta și față, spate. Ținând tasta Shift apăsată împreună cu click stânga mouse, se poate modifica mult mai încet această rotire sau scalare. Cel de-al patrulea simbol este reprezentat de scalarea obiectului. Putem să-l micșorăm sau să-l mărim în funcție de ceea ce avem noi nevoie în proiect. Iar ultimul buton, simbolizat printr-un coș de gunoi, într-un chenar roșu, se referă la ștergerea obiectului 3D. De asemenea, prin acel lăcățel în dreapta sus, putem bloca obiectul 3D, iar prin acea căsuță în care sunt prezentate layerele, putem să-l adăugăm într-un layer, în cazul nostru de față vegetație, sau să-l mutăm înapoi în partea de import al plan. De asemenea, dând click pe această getuță din stânga, îmi se va deschide o varietate de modificări. Sunt modificări pe care le putem folosi atât pentru elementele 3D cât și pentru toată biblioteca Lumion. Prin rotire aleatorii, poziționări aleatorii, cât și modificarea unor puncte 3D în cazul în care noi avem anumite elemente 3D pe parcursul unui drum, fiecare element poate fi modificat la rândul său cu un obiect din biblioteca Lumion, să spunem un stâlp de iluminat. El va prelua acel element 3D și îl va completa cu un stâlp de iluminat, astfel încât să ne poată facilita lucrul.